Am încercat cumva să nu ascult ce se întâmplă pe scenă și să rămân cu mine, dar n-am putut. Tot am ascultat ce fac ceilalți și m-am bucurat de ce aud. Și când am urcat pe scenă, am simțit așa un val de liniște, de unde tremuram toată și mi-era frică și rușine să nu se vadă că îmi tremură genunchii. Încercam să ascund, să stau țeapănă. Am simțit așa chiar un val de încredere și de acolo am avut emoții, dar mai puține. Pentru tine mă transform în litera I. Fac carne cumplite sau fac șucării. Pentru tine mă transform în bacterie sau schimb consistența din materie. Pentru tine mă transform în carne de tun. Pentru tine iert pe oricine sau mă răspund. Mă transform în ce vrei tu. Știi că niciodată nu ți-am spus nu. Mie îmi prinde foarte bine să fie mult public în sală. Anul trecut simțeam așa un pic hău din spatele lor. Ei erau calzi și drăguți în fața acolo, în juriu, și părmă era așa un hău. Chestiile particulare, cumva, pe care le înțelege doar profesionistul, nu se pupă cu publicul de costinești deloc. Dar în același timp trebuie păstrat cumva într-o zonă care să nu se ducă în cioacă, totul. Asta vorbeam și zile trecute. Meseria asta se face întotdeauna cu cel puțin doi oameni. Că dacă facem la pereți, nu se întâmplă absolut nimic. Adică nu te vede nimeni, nu poți să fii propria-ți măsură. Adică nu poți să stabilești, doamne, acum am fost bine sau acum am fost prost. Pentru că dacă eu fac una acasă și mă vede după aceea cineva, o să fie probabil foarte prost. Pentru că ce am eu în cap nu se pupă cu ce se vede. Și atunci e nevoie de un al treilea ochi, cum se zice. Adică cineva din afară care să vină și să spună: da, bine, nu, mai încearcă, nu te cred, te cred. Cumva la asta s-a redus la noi, la cumva la stilul nostru. Te cred sau nu te cred? Și asumat sau nu? Și dacă e împlin sau nu? Cam atât, adică nu încercăm să facem chestii originale sau că nu există, dar să fim adevărați, să fim adevărate și să ne ajutăm. Eu, având momentul ăsta de în care am fost un homeless, la un moment dat am avut intenția să mă duc cu căruciorul, cu tot ce aveam, să mă duc în piața universității și să fac pur și simplu momentul, să văd dacă funcționează. Să-l spun așa cum am pretins eu că voi spune aici, în fața unor oameni de pe stradă. Încă mă gândesc să-l fac. Un tren care intră.
stai cu ciudate. Moartea cere puțină solemnitate. Nu vă trebuie să vă gândiți, stai cu ciudate. Moartea cere puțină solemnitate. Să-i